Din nefericire, pentru cei mai mulți părinți, tumorile maligne au început să afecteze un număr cât mai mare al copiilor. În cele mai multe cazuri, depistarea acestui tip de boală poate fi foarte dificilă, întrucât simptomele specifice sunt aceleași ca simptomele unor boli mai puțin grave. Chiar dacă părinții sunt cei care îl cunosc cel mai bine pe copil sau pe tânărul afectat, medicul de familie nu ar trebui să țină seamă decât de experiența și cunoștințele părinților atunci când se decide dacă îl trimite sau nu pe pacient la un specialist. Neliniștea părinților este un motiv suficient pentru o trimitere, chiar dacă o cauză malignă este considerată mai puțin probabilă. Tumoarea malignă este recunoscută în continuare ca fiind boala secolului și, deși formele incipiente pot fi vindecate, s-a răspândit ca o afecțiune de care oamenii se tem cel mai mult, mai ales dacă în rolul principal sunt chiar copiii lor. În cazul celor mai afectați, stilul de viață al acestora și mediul în care ei cresc nu au nicio influență în privința îmbolnăvirii cu această maladie. În schimb, la nivelul celular, se pare că vinovat ar fi rezultatul schimbărilor ADN-ului, acesta fiind cel care se instalează foarte repede în viață. Conform statisticilor și datorită medicinii moderne, care a avansat între timp, mai mult de 80% dintre copii diagnosticați cu o tumoare malignă supraviețuiesc 5 ani sau chiar mai mult. Cu toate acestea, boala este recunoscută ca și o a doua cauză de deces în rândul copiilor cu vârstă sub 15 ani. Conform unei statistici alarmante din anul 2015, 20 de copii mor zilnic din cauza tumorilor maligne. Comparativ cu răspândirea bolii la adulți, tumorile maligne întâlnite la copii sunt rare. Potrivit site-ului MedLife, 35.000 de cazuri noi întâlnite la copii apar în fiecare an în Europa, iar 6.000 de copii și adolescenți își pierd viața în fiecare an, ceea ce înseamnă 20 de copii în fiecare zi. Ce ne bucură însă este o altă statistică ce ne arată că aproape 80% din cazurile depistate la copii, în stadiu incipient, se pot vindeca. Haideți să urmărim împreună un asemenea caz depistat în stadiu incipient, unde sperăm ca Dumnezeu să facă o minune. Darius are 9 ani. În decembrie a început să acuze dureri la piciorul stâng, iar în prezent se află internat la Spitalul Marie Curie din capitală. A fost diagnosticat cu osteosarcom osteogenic convențional și cel mai mult în această viață își dorește să trăiască. Ce spuneți? Facem posibilă dorința acestui înger de copil? Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt Georgiana Șerban și vă mulțumesc că astăzi ați ales să fiți alături de mine la o nouă ediție a emisiunii Nouă ne pasă. O coincidență stranie, aș spune eu, face ca de data aceasta să vă vorbesc tot din cartierul Trivale, Complexul 2, de acolo de unde v-am prezentat data trecută cazul lui Dan, bărbatul ale cărui mâini au fost amputate în urma unui accident de muncă. Din păcate, astăzi cazul este puțin mai dramatic, aș spune eu. Este vorba de un copil de doar 9 ani diagnosticat cu o tumoare la nivelul piciorului. Haideți să aflăm mai multe detalii de la Bianca, persoana care a acceptat să îi fim alături și să încercăm să îi oferim un ajutor atât cât putem noi, fiecare din puținul nostru. Pentru că nu uitați, din puțin se face mult. Bună, Bianca, mulțumim că ai acceptat să fim alături de voi și să încercăm să-i salvăm nu numai piciorușul lui Darius, cât și întreaga lui viață. Le avem alături de noi și pe Teo, care nu ne lasă să filmăm deloc. Haideți să continuăm. Bună, Teo! Bună! Vrei să-l salvăm pe Darius? Da! Vrei să te joci cu el fotbal? Da! Da! Bianca, spune-mi, te rog, despre ce este vorba? Mai multe detalii, te rugăm. Deci în decembrie, Darius a început să acuze dureri la picior. Nu putea să mai meargă la școală. Spunea că e greu să meargă la ora de sport. Mama, bineînțeles, a luat legătura cu medicul de familie. Medicul de familie i-a spus că îi recomandă să-i pună gheață la picior, să-i dea cu cremă, să-i dea Nurofen. A făcut lucrurile acestea, noi am pus amprenta pe puseul de creștere, așa am crezut că e vorba de creștere. Și mai scuze-mă o secundă, te rog. Așa cum spuneam, avem aici un copilaj de doar 4 ani
prin intermediul căruia vrem să vă transmitem faptul că el vrea să-l salveze pe Darius și să se joace cu el cât mai mult de acum înainte. Vrei să-l salvăm pe Darius? Da! Spune tare, da! Da! Și ne las să vorbim și cu mami acum să aflăm care este starea lui Darius acolo la spital. Da, haide să vorbim cu mami. Așa, Bianca, spuneai că medicul i-a recomandat câteva tratamente pe care să le urmeze acasă. Da, crezând că este vorba de puseul de creștere, durerile cedau la administrarea pastilelor. Avea dureri foarte puternice atunci când făcea efort. Din păcate, boala și-a făcut simțită prezența nu numai la nivelul organismului, ci și în acte. Din ianuarie a început să acuze durerile, da, și nu putea să mai meargă la școală. Îl durea pe timpul nopții, în primul rând, foarte tare. Mama, până la urmă, la recomandarea unei vecine, a mers la Costești la medicul, la un medic ortoped, da, de acolo din Costești, și i-a făcut o radiografie la picior, crezând că e vorba de o ruptură, de o fractură, de o ceva ușor. Adică, copil, probabil s-a jucat și a pățit ceva. Mai ales că lui deja îi se și umflase acolo locul și era deja o problemă, adică trebuia să... Era deja desperiat, să zic așa. Și a ajuns acolo, i-a făcut radiografia. În urma radiografiei i-a spus că mai mult ca sigur este vorba de o tumoare. Nu poate să spună că e... lipom de grăsime sau chist, trebuie mers de urgență la București. Au luat legătura cu București, am trimis radiografiile pe WhatsApp doctorului de acolo din București și a spus că într-adevăr trebuie să meargă de urgență, să vadă despre ce e vorba. Medicii și-au dat seama despre ce este vorba, nu? Din imagini, da, sau... Da, au spus că nu poate să spună concret, pentru că lucrul acesta nu se află dintr-o simplă radiografie. Ideea e că în momentul când au ajuns la București, au făcut analizele la sânge, sângele nu spunea nimic că ar avea probleme atât de grave și au hotărât să facă remeneu, să facă tomograful și mai apoi biopsia, care într-adevăr remeneu scria în remene că este tumoare cu specific osteosarcom, iar biopsia a confirmat într-adevăr diagnosticul osteosarcom osteogenic convențional cu invazie în părțile moi. A fost momentul cel mai critic și mai dureros pentru întreaga familie. O mulțime de termeni seci și reci care nu aduceau alinare familiei, ba dimpotrivă, îi îndemnau să se gândească la ce va urma. Spunem și pentru telespectatorii noștri, ai spus că este vorba despre o tumoare malignă. Da, o tumoare osoasă malignă a femurului distal stâng. Norocul lui cel mare este că nu are metastaze. Adică este doar tumoarea acolo la picior, are nevoie de tratament, i s-a recomandat să facă 6 cure de citostatice, iar după aceste 6 cure va trebui să facă operația. Dar operația este o problemă, că aici ne-au spus că este posibil să fie nevoie și de amputare. Dar, bineînțeles, vă dați seama că orice părinte, mama mea nu acceptă așa ceva, vrem să facem ce e mai bun pentru el, să-l salvăm, să fie alături de colegi, de prieteni, de toată lumea. Să fie un copil și să își continue viața la fel ca până acum, cu ambele picioare. Exact, da. Acum, momentan, nu poate să mai meargă. Este în scaun cu rotile, din cauza că acea tumoare, prin citostaticele acestea, trebuie să se localizeze într-un loc. Adică nu are voie să facă fractura osului, să se întâmple ceva la osul respectiv care e afectat. Adică el acum trebuie să meargă numai în scaun cu rotile până la operație. Este nevoie de ceva protejare din partea, atât din partea lui Darius, cât și a părinților tăi față de el, față de organismul lui și mai ales față de boala aceasta, de această boală. Spuneai, Bianca, este vorba despre osteosarcom osteogenic. În ce stadiu este boala în momentul acesta? Boala este în stadiu incipient,
Acesta este marele lui noroc. Dumnezeu a vrut să aflăm la timp despre boală. Boala este destul de agresivă, în general afectează plămânii. La el nu, la el are, deci el are afectat doar femurul. Din fericire. Da, din fericire. Dacă îmi spune așa. Din fericire, pentru că într-adevăr sunt cazuri mult mai grave și mult mai periculoase, mai agresive. Am văzut și noi aceste cazuri și dacă am putea face o minune să le rezolvăm cumva așa deodată, să nu mai fie nevoie să treacă acești copii prin atâtea chinuri, atât fizice cât și psihice, pentru că, mă rog, pentru un copil să stai într-un spital atâta timp e o traumă pe undeva. Darius, cum a suportat vestea? Pentru Darius, la început, să zic, a fost ceva nou pentru el. Fiind un copil sănătos, nu a avut niciodată niciun fel de problemă. Acum a fost, să zic așa, pentru el era ca o joacă. Merg la doctor, cunoaște persoane noi, râdea, era chiar, adică nu avea nicio sperietură, să zic așa, la început. Ce să zic, mai apoi când a început intervenția pentru biopsie, intervenția pentru cateter să poată să-i facă citostaticele pe acolo, au început durerile, au început stările de rău, vă dați seama că el deja, să zic așa, trăia o traumă, pentru că nefiind obișnuit și nedând cu... Este un copil până la urmă. Da, exact, exact, da. Bine, ideea e că el e un copil puternic, înainte de toate. Eu sunt foarte mândră de el ca și sora lui, deci e un învingător pentru mine. În fiecare zi vorbim, îmi spune, Bibi, mi-e bine, nu mă mai doare stomacul, astăzi nu am avut stări de greață. Eu vreau să mă fac bine, vreau să terminăm repede tratamentul, să ajung acasă, să mă joc cu copii, să pot să alerg din nou, să pot să merg la școală. E foarte afectat de faptul că nu mai poate merge la școală. Mama mea a luat legătura cu domnul director și i-a spus că din acest punct de vedere să stea liniștiți, că anul va fi salvat, fără probleme. Dar tot ce contează este ca Darius să fie bine. Exact, exact. Asta e tot ce ne dorim acum. Sunt mamă la rândul meu și Darius a venit pe lume atunci când eu aveam 16 ani. Darius, în afara faptului că este fratele meu, este ca și copilul meu. Exact, da. Darius e viața mea, ce să mai, e lumina ochilor mei. E tot ce am eu mai scump pe lumea asta. Au existat, din păcate, și câteva momente în care Darius a simțit că a ajuns la limita puterilor sale. Până să plece la prima cură de citostatice, l-am văzut că e abătut, că e trist, că e supărat și am întrebat-o pe mama ce se întâmplă și ce are Darius, de ce e atât de supărat. Mama, crezând că e vorba de mersul acolo și de frica pentru citostatice, am intrat în casă, m-am dus să stau de vorbă cu el și l-am întrebat, Darius, ce ai, de ce e supărat? Nu am nimic. Darius, mie mi-a venit o vrăbiuță la urechi și mi-a șoptit ceva. Zic, ai ceva să-mi spui? Și zici, și-a pus mâinile așa la urechi și zice, Bibi, un coleg de la mine din clasă a spus că un băiețel spune că eu am cancer și că o să mor. Ca și cum și-a pus mâinile, ca și cum nu ar fi vrut nici el să audă ce spune chiar el. Și eu atunci am spus, dar eu nici să nu te gândești la această boală. Tu ai o infecție la picior, ai o tumoare, nu este vorba de cancer. Și tu trebuie să fii puternic și să lupți, să mergi mai departe și să fii puternic. Și atunci el a zis, da, Bibi, dar știi că eu nu vreau să aud că am așa ceva, nu e așa că eu nu am așa ceva. Și vă dați seama că atunci a fost un moment de... Rămâi mut. Rămâi șocat, ce să mai... Și apoi a fost chestia că, Bibi, dacă... Colegii mei au spus lucrul ăsta, înseamnă că eu atunci când când o să-mi cadă părul, înseamnă că ei o să râdă de mine, că eu nu mai am păr.
Se gândea el că ar exista posibilitatea ca ai săi colegi să râdă de el sau cumva să facă glume de copii pe seama bolii, a faptului că îi cade părul, nu? Da, noi i-am spus lui ce urmări va avea tratamentul. Noi i-am spus prin ce etape va trece, că îi va cade părul, că va slăbi, că nu va putea să mai mănânce. Deci toate reacțiile ca să știe despre ce e vorba, că apoi vă dați seama, era ca un șoc pentru el și era mult mai greu. Ideea e că colegii nu au făcut-o cu răutate. Vă dați seama că ei fiind copii la rândul lor, vă dați seama că nici ei nu știu despre ce e vorba. Dacă stăm să ne gândim, sunt adulți care nu știu ce înseamnă această boală. Nu-și dau seama pe undeva ce presupune. Da, să știți că Darius chiar a fost susținut de o mare parte dintre colegii lui din clasă. Unii dintre ei au venit la mama la bloc, la geam, cu pănuții lor din pușculiță strânși. Să salveze pe Darius. Da. Și i-au arătat lui Darius poze cu pușculița, că toți banii care i-au strâns la pușculiță îi vor dona pentru cazul lui Darius. Vreau să vă spun că zilele acestea am fost să pun afișe cu Darius pe la diferite scări și m-am întâlnit cu copii pe care nu i-am văzut niciodată. Și probabil mă gândesc cu rețeaua aceasta de socializare cu Facebook-ul, m-au întrebat, dumneavoastră sunteți sora lui Darius? La care eu am zis da. Și zice, știți că noi am strâns bani pentru Darius, știți că am cântat pentru el, știți că am făcut concerte, am făcut spectacole. Și am spus, da, știu și vă mulțumesc frumos. La care una dintre fetițe a spus, sper să se facă bine Darius și să poată să meargă din nou și noi îi dorim multă sănătate și când o să vină acasă ne promiteți că o să scrieți acolo pe Facebook să vedem și noi că a venit să vorbim cu el. Vă dați seama că copiii își doresc și sunt curioși și vor să audă de bine. Exact, mai ales că este deja al doilea caz din școală și vă dați seama că este dureros pentru ei. Dar îmi spuneai că uneori copiii nu-și dau seama de ceea ce spun sau de ceea ce râd sau de ce râd de un alt copil. Au existat și asemenea cazuri, în afară de acea glumă că o să moară, glumă adevăr de-al copiilor, în fine, că o să moară. Au existat și astfel de momente în care Darius, la fel, a clacat sau te-a făcut să te gândești că ceva e neregulă cu el? Da, era frică că o să-i cadă părul. Și a spus că dacă a fost discuția asta în clasă cu colegii, înseamnă că atunci când o să-i cadă părul, colegii o să râdă de el. El având un păr foarte frumos, creț, vă dați seama că el niciodată nu a fost un scurt. Niciodată nu s-a pus problema de a se tunde scurt. E podoaba lui? Da, podoaba lui deosebită, să zic așa. Da, i-a fost frică că o să rămână chel și i-a fost frică de reacțiile copiilor și de reacțiile oamenilor din jur. Cum de altfel mă uitam la el când a venit acasă, că are un pic de teamă în privire și atunci când iese și se plimbă îl plimb cu căruțul. Are o privire un pic speriată, da, e teamă să zic așa. A spus că îi pare rău că nu poate să mai meargă, că îi pare rău că nu poate să mai atingă pământul cu picioarele și că îi pare rău că nu se mai poate juca cu copiii, dar copiii din fața blocului, atunci când Darius a venit prima zi de la spital, au știut că o să vină acasă și se strânseseră toți copiii la bloc și el din scaun cu rotile făcea cu mâna, bună, bună, am venit, și ei toți, bună Darius, bine, i au urat bun venit. Da, au fost foarte fericiți că îl văd, vă dați seama, avea 3 săptămâni de când era în spital și nu-l mai văzuse nimeni decât pe Facebook, atât. Da, ce să vă spun, dar nu știu, vreau să vă zic că l-am scos afară la plimbare și toți copiii ei care se jucau jucau fotbal, care erau tot timpul lapte gros și toate jocurile, da, afară,
E, acum când l-am scos pe Darius, erau toți de jur împrejurul căruțului lui, acolo lângă el, doar vorbeau și atât, nu mai făceau altceva. Voiau să vadă ce se întâmplă cu prietenul lor, nu? Să-l îmbărbăteze cumva și să-l asigure că atunci când va fi bine, ei îl așteaptă acasă să se joace în continuare. Da, toată lumea îl așteaptă. Da, e adevărat. Toți, și copii, și părinți, și vecini, și toată lumea. Toată lumea își dorește să se facă bine și să vină acasă. Ultima întâlnire dintre Darius și nepoțelul său, de doar 4 ani, s-a lăsat cu lacrimi, rugăminți fierbinți și multă speranță. Prea mic să înțeleagă că Darius nu are voie nici măcar să pășească, deoarece tratamentul trebuie să-și facă efectul. Teo îl implora să iasă afară cu el la joacă. Se ruga de el, Teo. Zi, te iubesc, Darius. Să fii sănătos. Nu poate să meargă afară, mami. Să meargă afară? De ce nu ruga, mami, că nu poate? Spune că nu lasă doctorul să meargă afară. Nu-l supăra, mami. Iubește-l, zi, o să-mi fie dar de tine, te iubesc mult. Zice, hai, te rog, te rog. Când? Fără aia, mami. Te supup, draga mea. Emoționante pentru noi, cât și pentru sora lui Darius, au fost momentele când acesta l-a sunat pe băiat și a vorbit cu el de față cu noi. E camera, draga mea! Ce faci? Ce faci? Hei! Ești bine? Cred că se întrerupe. Ești bine, Darius? Eu sunt bine. Da? Da, eu sunt bine. Aici e bine, adică... Da. Cum te simți? Mă simt bine. Mă uitam la emisiune la TV. Bravo. Te mai doare ceva? Nu mă mai doar nimic. Acum sunt la... Știi tu, la hidratații. Și peste 10 zile, ci că vine a treia cură, la fel. Peste 10 zile ți-o bagă iarăși? Da, îmi bagă tot aia, soluția aia. Am înțeles. Nu știu cum se numește. Nu contează. Da. Și acum ești la hidratare? Am 4-a cură de... Ce, iubire? Acum sunt la hidratare. Acum sunt la hidratare și a patra cură va fi la fel ca prima și va fi mai, cum să spun, mai rea. Lasă că o să scapi și o să treci tu și peste astea, puiule, și ai să vezi că o să vii repede acasă și după aia o să faci și operația și o să scapi de toată durerea asta, da? Bine, iubire. Hai să ai grijă de tine. Și ne auzim mai târziu, vorbim mai târziu, puiule, da? Bine. Te iubesc, te pup. Pa, te pup, te iubesc, pa! Pentru părinții săi, boala a fost o lovitură cruntă. Părinții tăi, Bianca, ai spus că în prezent sunt cu el la București. El având nevoie ca cineva să fie în permanență cu el acolo. Pentru ei, cum a fost această veste? Mi-ai spus că ei și l-au dorit foarte mult pe Darius și pe undeva Dumnezeu trebuie să țină cont de lucrul acesta, cred eu. Da, e un punct sensibil când vorbim despre părinți, că mama mea pentru mine e icoana mea, e viața mea și când o văd că suferă, vă dați seama. Văd că acum te și sună mama ta, chiar acum. Da. Dacă ai putea să-i răspunzi sau să-i spui că ești cu noi, nu. Aș închis între timp. A închis între timp. Da. Ce să zic, mama, pentru mama a fost ca un șoc. Mama e acea mamă protectoare, tot timpul, unde e băiatul? E și cel mai mic.
Nu numai cu el, și cu mine. Am 25 de ani și ea mă suna să-mi spună să trec strada bine. Deci e o mamă protectoare, o mamă foarte iubitoare. Da, mama, pentru mama e un șoc. Mă rog la Dumnezeu să poată să fie puternică, să poată trece peste această perioadă. Nici nu știu cum să vă, ce să vă spun mai mult, că nici nu am cuvinte când vine vorba de ea. M-ați atins la punctul sensibil, mama și da. Nu a fost și eu pe undeva, sunt în punctul sensibil, dar noi suntem aici ca să ducem la capăt o acțiune foarte bine, cum să o numesc, pronunțată, descrisă, ca să-i salvăm piciorul lui Darius, în primul rând. Nu se pune vorba de a-i salva viața, ci de a-i salva piciorul. Fiind în primul stadiu, eu cred că, așa cum au spus doctorii, Dumnezeu va avea grijă de el și pe undeva vom reuși să-l salvăm așa cum trebuie. Ne-am calmat. Ne spuneai, Bianca, de faptul că mama ta a fost și este o mamă foarte protectoare și pe undeva este și foarte afectată în prezent de starea lui Darius. Mama mea este la București cu el. Ea vede toate stările prin care trece Darius. Trăiește odată cu el, practic, fără durerea fizică, dar suferința psihică pe undeva e aceeași, dacă nu mai mare. Da, este adevărat, foarte atașat de mamă. Darius o iubește pe mama, e exact, nu știu cum să vă explic, exact ca leoaica cu pui, știți? Exact așa e și mama cu Darius și cu mine. Darius, dacă nu e mama acolo, o pică. Adică, e și mai rău. Da. Deci credeți-mă că în momentul când pleacă afară să-i cumpere apă sau iese, se duce să vorbească cu asistentele, el imediat: mami, vino, nu mă lăsa singur, vino înapoi, că eu nu pot să stau fără tine, mi-e frică, adică intră în panică imediat, crede că probabil are impresia că îl părăsește sau că îl lasă acolo pentru o perioadă mai lungă de timp, cred eu. Este teamă, da. Tatăl meu este ieșit la pensie, dar merge în continuare la servici ca să poată să obțină bani, să putem să ne descurcăm pe perioada aceasta a tratamentului. Sunt foarte afectați, începând de la mamă, tată, soră și terminându-se cu toată familia. Vă dați seama că pentru noi a fost un șoc, mai ales că la noi în familie nu am avut probleme, nu am avut așa ceva, niciodată nu am auzit. Că tot a venit vorba, Bianca, despre partea financiară. Mă gândesc și eu și sunt sigură că și telespectatorii își pun câteva semne de întrebare. Să stai într-un spital atâta timp, de când este Darius plecat și până acum, să te gândești la ce va urma și la întreaga sumă de care el va avea nevoie, nu e atât de ușor. Voiam să te întreb, ce șanse vi s-au dat pentru ca, să ne exprimăm așa, piciorul lui Darius să fie salvat și pe lângă acest lucru, întreaga lui viață să se desfășoare cât mai normal posibil de acum înainte, de când va fi operat. Care au fost șansele pe care doctorii vi le-au dat, atât aici cât și în altă țară? Deci șansele de viață, în primul rând, sunt de 80-84%, da? Este un lucru foarte bun, cred eu, adică mi se pare, nefiind vorba de o metastază. Da, este într-adevăr, cu toate că nouă ni s-a spus că primii 5 ani sunt critici, adică poate recidiva în orice moment și poate declanșa, adică indiferent, chiar dacă se va face operația, chiar dacă va trece prin aceste cure de citostatice, el e posibil să recidiveze. Dacă scapă peste această perioadă de 5 ani, să zicem așa, va fi un învingător. Va avea, atunci chiar va putea să meargă cu capul sus să spună că a învins acest lucru. Da, șansele sunt mari, dar ideea este că la noi în România avem medici foarte buni. Suntem mulțumiți din toate punctele de vedere de acest spital unde este. Da. La ce spital ai spus că este Darius? La Marie Curie în București. Da.
Dar problema e aparatura. Problema e că el are nevoie și de o reconstrucție a părților moi, care nu se face la noi, adică nu garantează nimeni pentru acest lucru. De asta și vrem să mergem în străinătate și să fim sinceri, știm bine cum este sistemul medical și prefer ce este cel mai bun pentru, cel mai bun și mai dotat. Exact, exact. Degeaba am spus-o și eu și o spun. Degeaba avem medici foarte buni. Degeaba ne mândrim cu ei. Mulți au ales să și plece tocmai din această cauză, din cauza dotărilor lipsă. De fapt, nu existente dotări care ar putea salva fie viața unor oameni, fie le-ar putea ușura cumva suferința, boala. Da. Ce să zic? Eu sper să reușesc să facem rost de o clinică. Am luat legătura la mai multe clinici. Am vorbit și în Turcia și în Budapesta. Am trimis e-mail-uri și în Italia. Acum urmează... Și unde ți s-au dat... cele mai multe detalii și oarecum unde te-ai orientat momentan, pentru că noi suma de bani care va fi strânsă, publicul telespectator adesea își dorește să știe pentru ce donează, pentru care este scopul. Să zicem că veți merge în Turcia, acolo, care ar fi suma de care Darius ar avea nevoie? Sunt sigură că sunt la fel peste tot. Aproximativ. Da, aproximativ. Da, în Turcia mi s-au dat, mi s-a spus o sumă, da, între 45.000, 50.000 de euro. De ordinul zecilor de mii de euro. Da, dar chestia e că, din ce am înțeles, în acești bani sunt incluse toate cheltuielile. Începând de la spitalizare, operație, tot ce include tratamentul lui Darius și... toate lucrurile care sunt făcute acolo. Deci ei au fost singurii care mi-au dat cele mai multe detalii, cei de la clinica din Turcia. Și cei din Budapesta au spus că operația în sine este 600 de milioane bani vechi, da? Bani vechi. Iar tija trebuie dată comandă undeva în Austria sau Germania, pentru că nu dispun de tija respectivă, trebuie o tijă mobilă. Au nevoie de tijă mobilă, el fiind în creștere. Da. Este într-adevăr un caz care te emoționează, mai ales că e vorba despre un copil. Și pe undeva spune că este cel mic în familia voastră, cel pe care toată lumea vrea să-l protejeze, să aibă grijă de el, să oarecum toți vă uniți acum să-l salvați pe Darius, să-i salvați piciorul în primul rând, așa cum ne-am hotărât noi să prezentăm această poveste. Da, avem foarte mult sprijin și din partea școlii, și din partea familiei, și din partea vecinilor, prieteni. Toată lumea a fost șocată, pentru că el e un copil foarte cu minte, este băiețel, dar este ca o fetiță. Darius nu a deranjat niciodată pe nimeni, e respectos, e... Ce să zic, acum n-ai al nostru și normal că-l laud. Dar, bine, în ansamblu e un copil foarte bun. Un copil foarte bun care merită tot ce e mai bun, nu? Da, cred că toți copiii merită o șansă. Pentru fiecare mamă, puiul ei e cel mai bun. Adică, na, acum vă dați seama că noi încercăm să facem tot ce putem pentru el, să-l ajutăm și să iasă într-adevăr învingător din lupta aceasta. Merită să meargă mai departe, să-și continue școala, să-și continue viața, na, să-și facă și el o familie. Vă dați seama că sper la ce e mai bun pentru el. E dureros, ce să mai... E greu. Bianca, noi îți mulțumim foarte mult că ne-ai acceptat să vă fim alături și îți promitem că atât cât putem, vă vom ajuta și noi, atât prin intermediul telespectatorilor, dar nu numai. Unde vom putea, acolo vom interveni și vom încerca să... aducem și noi cumva o rază de speranță pentru Darius. Îți mulțumesc încă o dată.
A sosit timpul să ne luăm la revedere de aici și de la Bianca și de la băiețelul ei. Noi sperăm să ne fiți alături într-un număr cât mai mare. Să nu uităm că viața lui Darius și piciorul, dacă pot spune așa, pot fi salvate prin intermediul dumneavoastră al celor de acasă. Eu vă mulțumesc încă o dată, sunt Georgiana Șerban și vă rog să rămâneți alături de noi, să ne arătați că nouă ne pasă, așa cum ne-ați arătat întotdeauna. Cei care doresc să-i salveze viața lui Darius sunt rugați să doneze în conturile afișate pe ecran.